Interesant dacă ne-a luat și ceva. Nini, ne-a luat pampasele și vitamine. Nu, azi nu cu pampasele, că am trei copii care, din păcate, au tusă și de tusă, tusă uscată, umid, le-am luat de amândouă, important să fac sănătoși. Și mergem la Negrin. Da, dragilor, acum mergem la țară. Aștia din Chișinău, copii tăți sănătoși, doi au plecat deja în Germania, dar vin de seara alte două mănici cu alt copil. Însă la Negureni, cei doi marci și Ecaterina, e cu tusă și uscat și umid. Le-am luat medicamente, mergem la țară, după care ne întoarcem înapoi să mai împrimim două doamne, că s-au eliberat la mine la apartament două locuri. Mai vin două doamne cu un copil. Așa că îndemnul meu este, indiferent, să dăm dovadă de tot ce înseamnă uman, să ajutăm atunci când este nevoie. Gău la Negurini, să vedem și fac băistruși și ei tușâți. Nici eu nu mai am voce deja de la ta. Eu înțeleg că încă nu este 8 martie, dar n-am putut să rezist, să nu mă opresc. Și le-am luat lui mama, lui mătușa și lui doamna Ana. Și nici tușăște. Cât ești de tușaieță? Кто? Катюша? Марк тебя обидит или нет? Он ее любит. Любит? Да. А ты его любишь? Я покажу фото. Покажи. Обнимай его. Что рушиняза? Да ты лошадь уйдь, мой. А, и лошадь куда-то. А, извините, пожалуйста. Что ли мне его купил тут? Что ли я бы подарил мере де алпинушку ламыни. А что мне плюс дар скил твой банк с комбурс сиропорь? Da, păi, trebuie să seram, dar păi strâiei. Păi strâiei. Iată, uitați-vă cum doarme Marc și cu Catiușa. Țin din mână. Dar fața cea mai tare este că ea este ucraineancă, 100%. El, pe jumate, e moldovan și pe jumate, e rus. S-ar putea ca cum dormiți voi așa să doarmă și Rusia cu Ucraina. Spate sau nu? Marc, spate? Spate. Eu mi-am dat seama că în ultima perioadă când vin acasă nu îmi filmez orătănii, licânii, mitei, tot timpul stau închis. Mă, nu mă băieți, fo, fo, gata, fo, 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 maș, maș, maș. Dacă vă s-a făcut doar de Rici, ectălăi, Rici, privet! Dă-ți vă și de pufos, ui, hai vin coași, flăcău-o! Și așa stau tăticul spădinile. Tu nu udești că ești în el. Și, ribeata, mergem la plimbare. Da! Mama, îmi dai voie să ne scot o leacă în lume. Da, scoate o leacă. Mergem la sărătenii, acolo am înțeles că sunt niște rude acestor copilași. Și mergem să vadă. Marc, ce-i cu minte? Какое совпадение, да? Да, они там плачут, я плачу, что будет возможность увидеться. Rudele, așa cum vă spuneam, m-au sunat două zile în urmă și îmi zice că Emilian, unde putem să mai sunt refugiați? Zic, se duc la Moldexpo, acolo o să-i divizez unde sunt locuri libere. Și s-a pomenit întâmplător că ei sunt cazați la Sărăteni, în satul vecin. Așa că mergem să vedem rudele. Ii stau alături. Marc, ia-mi spune tu nou când ai scris mare, cu ce mașină ai să o cătă-i pe Catiușa? A? Care? Nu-i rău, Catiușa, ți-mi pavizlo. Întâlnirea frumoasă aici la Sărăteni. Eva, покажи привет всем, кто тебя любит. Скажи спасибо. Сюда смотри, спасибо. Eva. Noi astăzi, doi copii s-au dus, venit altcineva, acolo este deja Emilia. Emilia, privet. Да, изюм. Как бы сестрички, они изюм. Лумя, я чинала ораста. Вкусные макарончики? Вкусные? Да. Да? У меня есть сюрприз. Спасибо. Спасибо. Вот и Эмилия. Наша новая подружка, да? Эмилия. Да, пожалуйста. Я голодный. А. Дева не может макарону дать. Давай, сильнее, доча. Сильнее. Вот так. Молодец. Дай мне. Ой, как вкусно.
А ты мне дашь? Ой, как же не магранит. Ой, Бозечка, как же не магранит. Спасибо, мой дади. А сейчас ты... Нет, эй, да, ну, сначала, а ты одна макарончик, ты одна, а я два. Чего, как дальше не магранит? Мой грифку. Deci în această seară avem niște oaspeți din Norvegia care vor face un reportaj pentru o televiziune de acolo și pentru o revistă, pentru ziar. Pentru ziar, da? Dar cum se numește? Vigi. Vigi. Și iată iau un interviu de la refugiații mei dragi.